Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți credincioși. Astăzi este o zi deosebită pentru Sfânta Mănăstire Putna, pentru că facem în ea pomenirea ctitorilor acestei sfinte mănăstiri. A fost și aseară și astăzi o slujbă mai de casă, mai de familie. Ieri curtea aceasta era plină, astăzi mai puțin, cei care au rămas aici sau cei care v-ați ostenit a veni pentru această slujbă sau cei care v-ați întâmplat a fi aici, fiind în trecere ca pelerini, suntem mai puțini, dar nu contează numărul. Chiar nu contează numărul. N-are rost să ne amăgim că suntem mulți și că suntem, într-un fel, luați în seamă. Fraților și surorilor, creștinii nu sunt înțeleși în lumea aceasta. Ne bucurăm, într-adevăr, când vedem o curte de mănăstire plină sau când vedem la un pelerinaj mulți oameni. Dar n-ar trebui să ne amăgim. Creștinii nu sunt înțeleși. Creștinii nu au loc în lumea aceasta, după cum spune Sfânta Scriptură. Sunt acceptați, sunt tolerați, cel mult, dacă nu chiar prigoniți. S-a încercat uneori a se da și o conotație socială creștinismului și este adevărat. Importanța pe care o are biserica în societate nu poate să fie de ignorat. Pentru păstrarea pății sociale, s-a zis, pentru multele acte de binefacere pe care, prin biserică făcându-se, oamenii le-au recunoscut ca fiind mai trainice și mai sincere și mai de durată. Dar, în esență, creștinii nu sunt din lumea aceasta, nu sunt înțeleși și suntem puțini, mai ales creștinii ortodocși, la ei mă refer acum. Creștinii în totalitate, toate cultele care se reclamă a fi creștine, sunt undeva pe glob cam la 2,4 miliarde, cam 32% din populația globului. Dar creștinii ortodocși, creștinii dreptmăritori, noi care credem cu toată ființa noastră că păstrăm adevărul credinței neașterat și neștirbit, sunt puțini. Suntem vreo 300 de milioane. Nici 4% din populația globului. De ce vă zic lucrurile acestea? Pentru că pomenim astăzi o ceată de mucenici, neînțeleși de oameni. Și pomenim pe mai mulți cuvioși, viețuitori în sfintele mănăstiri, nici ei înțeleși. Mărturisitorii, martirii brâncoveni, Constantin Vodă Brâncoveanu, marele domnitor al țării românești, de împreună cu fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul Ianache, și-au dat viața pentru credința cea adevărată, nelepădându-se de acest Hristos, care Hristos n-a mai contat atunci când a fost pus în față ce beneficii vom avea noi dacă acest Constantin Brâncoveanu pleacă de pe tron. La fel și monahii, prăznuindu-noi astăzi pe cuvioșii părinți Iosif de la Văratec, Iosif Isihastul și Gherasim din Cefalonia, nici monahii nu sunt înțeleși. Îmi aduc aminte de mama. Când am plecat la mănăstire, n-a înțeles pentru ce am lăsat eu și școala și lumea și am venit la mănăstire. E greu să înțeleagă oamenii pentru ce se închid niște tineri și niște tinere în floarea vârstei, cei mai mulți dintre dânsii, între zidurile unei mănăstiri. Zicem noi că s-a încheiat perioada persecuțiilor, da, de unde? Există o organizație care anual întocmește un raport arătând cam cum privesc cei care nu sunt creștini pe cei care mărturisesc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Știți care sunt rezultatele acestui raport pentru anul 2021? În 76 de țări sunt prigoniți creștinii. Au murit, nu doar că au fost prigoniți, peste 5.800 de creștini. Pe primul loc dintre țările care persecută creștinii este Afganistanul. Talibanii de acolo îi vânează, îi caută în mod activ pe cei care s-au convertit de la religia lor la creștinism, bărbații sunt uciși pe loc, iar femeile, soțiile, fetele sunt, iertați, necinstite sau obligate să se căsătorească cu tineri talibani. În veacul 21, așișderea în Corea de Nord, în Sri Lanka, în Liban, în Nigeria, nu suntem bine primiți. Cu toate acestea, nimeni nu zice mai nimic. Vă aduceți aminte, nu v-aș cere numai decât să vă aduceți aminte, dar poate așa prin amintirile dumneavoastră, prin 2015 s-a întâmplat ceva în Franța. Un cotidian de satiră, Charlie Hebdo, mi se pare că se numea, a îndrăznit, după părerea mea umilă, într-un mod nepotrivit, să publice ceva care i-a întristat mult pe musulmani, anume o caricatură cu profetul lor, Mahomet. Asta se întâmpla în 2011. În 2015, în ianuarie, 12 persoane din această redacție, de fapt 10 din redacție și 2 polițiști, au fost uciși pentru că au venit fundamentaliștii islamici și au intrat în sediul acestui ziar și au ucis, iar 11 au fost răniți. Știți ce s-a întâmplat după aceea? Un val de simpatie. Un val de simpatie pentru aceste victime ale agresiunii musulmane. Hashtag Je suis Charles apărea pe toate rețelele de socializare. Holocaustul a fost iarăși un eveniment nefericit. Nefericit. Nimeni nu are voie să prigonească pe cineva pentru credința lui. Dar cât de mult se vorbește despre Holocaust? Se studiază, se ridică monumente. Ați auzit aceeași intensitate a afinității și a empatiei și a compasiunii față de noi martiri creștini din zilele noastre? Ați întâlnit, mai ales dumneavoastră cei mai tineri, un val de simpatie ca să spună, auzind, dacă pot să auzi, că nimeni nu prea pune atât de mult la îndemână aceste cifre și aceste date, să fie acolo vreun hashtag, je suis chrétien? Eu n-am auzit. Iarăși spun, nu înseamnă că și noi nu suntem solitari și nu ne doare inima atunci când vedem că anumite persoane, în credința lor, sunt afectate de neînțelegerea altora. Dar despre creștini, mai puțin. Și cea mai persecutată, cea mai neacceptată credință pe fața globului astăzi este creștinismul. Este cel mai prigonit. De ce vă zic lucrurile acestea? Vă zic cu durere. Și durerea știți de ce este accentuată? De faptul că nici în rândurile noastre nu există o solidaritate și o înțelegere și o susținere. Noi între noi nu ne înghițim. Că iertați-mă, cine a fost motorul pentru care voievodul Constantin, în vinerea patimilor, a fost prins și dus la Istanbul? Frați de credință și frați de sânge. Și a stat acolo închis și supus la prigoane. Și în ziua de pomenire a adormirii Maicii Domnului din anul 1714, când era ziua de naștere a voievodului Constantin, împlinea 60 de ani și era ziua numelui soției sale, doamna Maria Brâncoveanu, au fost aduși la judecată și știți cum mai întâi au fost decapitați copiii și la urmă voievodul Constantin, dar era în priveliștea tuturor diplomaților creștini care erau atunci la Constantinopol. I-a invitat, i-a chemat stăpânirea ca să fie martoră la ceea ce se întâmplă acolo. N-a mișcat unul un deget, n-a spus nimeni nimic. Uitați-vă la Sfântul Cuvios Iosif Isihastul. Nici el n-a fost înțeles. Nu i-a fost înțeleasă dragostea lui față de Dumnezeu și râvna cu care dorea toată viața lui să o închine lui Dumnezeu. A fost considerat un înșelat în vremea cât a trăit el în Sfântul Munte Atos, pentru că vroia ceva mai mult. Vroia ceva mai mult decât se trăia atunci în monahismul atonit. De ce nu se vorbește despre creștini? De ce nu sunt înțeleși creștinii? Pentru că zic, folosim cuvintele Domnului Hristos, voi nu sunteți din lumea aceasta. Ce învață biserica vine în răsfăr cu nu puține din cele cu care vrea societatea să ne ademenească. Ne pune la îndemână societatea, ne îndeamnă la o viață ușoară, permisivă, cu toate facilitățile, cu tot confortul. În biserică e înfrânare. În biserică spune să fim milostivi. Societatea ne spune, adună cât mai mult. Vorbesc despre o societate fără de Dumnezeu. Nu vreau să prihănesc și să judec pe nimeni anume. Morala noastră este alta. Într-o ale sale a venit, s-a spus despre Dumnezeu, despre Domnul nostru Iisus Hristos, dar ai săi nu l-au primit, nu l-au înțeles, pentru că a venit și le-a stricat confortul. De asta nu suntem înțeleși. De asta, dacă s-ar putea să scăpăm, zic cei care nu cred în Dumnezeu, să scăpăm de această oareșcare mustrare indirectă a bisericii pe care ne-o face nouă. O, noi ar trebui, noi creștini ar trebui să fim aceia la care dacă s-ar uita cei care nu cred în Dumnezeu, să vadă altceva decât felul cum trăiesc ei. Ce pe dumneavoastră care veniți la biserică vă înțelege lumea? N-ați avut momente în care vi s-a spus, lasă chiar în fiecare duminică la biserică. Măcar o singură dată să veniți și voi cu noi la un picnic, la pește dimineața, duminică. Chiar în fiecare duminică, chiar toate posturile trebuie să le postiți. Dar chiar trebuie să vă duceți la preot, mă iertați, la popă, să stați acolo în genunchi și să-i spuneți voi toate, chiar totul. A bine, cunosc eu un psiholog foarte bun, stai relaxat pe fotoliu, mai primești un ceai, miroase a lavandă, o muzică ambientală, nu e nevoie să stați în ploaie voi, veniți să stați în ploaie, mai răciți, zice lumea că să aveți COVID. Nu sunteți înțeleși, nici dumneavoastră. Îi pomenim astăzi pe ctitorii acestei sfinte mănăstiri și dumneavoastră, cei de față, dar și alții care veniți la Sfânta Mănăstire Putna și de alte mănăstiri, sunteți noi ctitori ai bisericilor și a mănăstirilor. Prin dumneavoastră, ctitoria veche este dusă mai departe. Nu vi s-a spus și poate vi se spune nu prin cuvinte ale unor oameni, ci prin cuvinte venite de la altcineva, care nu-i om. Știm noi, zboară prin văzduh. și zice, dar chiar n-ai ce face cu banii? Du-i acolo, duci la biserică, trăiască în desfătări, nu vezi ce bine o duc popii, ce mașini au și mai departe. Nu vi s-a spus asta? Nu vă înțeleg oamenii, de ce în loc să pui banul la cec, nu mai este cec acum, nu știu unde să-l mai pui la bancă, așa, și ai mică dobândă, îl aduci aici la biserică, pentru că aici îl puneți la o altă bancă. Dar ei nu cred că Dumnezeu primește obolul dumneavoastră, darul dumneavoastră și îl înmulțește nu doar în cer, ci și aici pe pământ, prin osul dumneavoastră, de grâu, de ce aduceți, de o sticlă de vin, de o sticlă de ulei și de un bănuț, Dumnezeu îl primește și trimite înapoi binecuvântare peste pământ, peste casa aceea, peste familia dumneavoastră. Dar cei care nu sunt din biserică nu înțeleg lucrurile acestea. Dar nu o să-i judecăm. Ce o să facem? O să ne scuturăm puțin și o să conștientizăm încă o dată și încă o dată lucrul acesta. Anume ce? Voi nu sunteți din lumea aceasta. Dacă, zisa Domnul Hristos, dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni. Că nu e sluga mai mare decât stăpânul, și nici ucenicul nu este mai presus decât învățătorul. Pe voi vă urăște lumea pentru că mai întâi m-a urât pe mine. Ce înseamnă lucrul acesta? Că vom ieși din lume? Nu. Că înainte de pătimire, Domnul Hristos în Ghețimani s-a rugat lui Dumnezeu Tatăl și a zis, Doamne, cuvântul Tău l-am dat lor. Și ei sunt în lume, ei rămân în lume. Nu te rog să-i scoți pe ei din lume, dar să-i păzești în numele Tău. Ei nu sunt din lume pentru că nici eu nu sunt din lume, dar păzește-i pe ei într-un numele Tău, sfințește-i, Doamne, în numele Tău. Ne-a pregătit Domnul și ne-a spus ceea ce ne așteaptă. Iată, zice, eu vă trimit pe voi, voi sunteți ca niște oi în mijlocul lupilor. Nu o să vă asculte oamenii, nu o să vă înțeleagă oamenii. Asta nu înseamnă, iubiți credincioși, că ar trebui acum să ne considerăm așa în stare, Doamne, păzește, de asediu, ca o cetate asediată. Nu! Dar să fim conștienți că oamenii nu ne vor înțelege întru toate. Și cu toate acestea, noi să le arătăm cât de multă dragoste putem noi și celor care nu ne înțeleg, și celor care ne judecă, și celor care ne vorbesc de rău, și celor care ne persiflează. Asta e mărturia pe care trebuie să o dăm noi în lumea aceasta. Ce ar fi făcut Dumnezeu dacă ar fi fost în locul nostru? Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, a zis El, că așa a făcut și El. Rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, că așa a făcut El pe cruce. El pe cruce, pe nedrept răstignit, s-a rugat pentru cei care L-au răstignit. Noi, uneori, dacă nu chiar de mai multe ori, pe drept suntem vorbiți de rău, pe drept suntem arătați cu degetul. Asta ar trebui să ne întărească în zilele acestea, nu ușoare, dar când a fost ușor pentru Sfânta Biserică? Și mai zice Domnul, prin gura Sfântului Apostol Pavel, cetatea voastră, cetatea voastră, țara voastră, casa voastră, locuința voastră este în ceruri. Acolo ne așteaptă. Acolo ne așteaptă Cel pe care noi îl urmăm și al cărui nume îl purtăm. Care-i numele? De creștini. De unde vine numele de creștini? De la Hristos. Și de aceea a spus Domnul Hristos că dacă pe mine m-au prigonit, pe voi vă vor prigoni. Dacă pe mine nu m-au primit, nici pe voi nu vă vor primi. Dar nădejdea noastră este în El. Cum i-a întărit El pe martirii din primele veacuri, cum i-a întărit El pe martirii brâncoveni, cum i-a întărit și i-a ajutat și pe călugări în sfintele mănăstiri să viețuiască, în răspăr cu ceea ce lumea aștepta, așa va face și cu noi. Dacă îl chemăm, dacă ne punem sub ocrotirea lui, dacă îl mărturisim pe el, prin ce? Prin viața noastră, prin comportamentul nostru, nu prin predici, nu prin manifestări, dar să nu ne rușinăm, să nu ne fie teamă a spune, da, sunt creștin, cu orice consecință ar însemna asta. Acum sau mai încolo, acum încă e bine la noi, dar ați văzut că în alte părți nu e chiar așa de pace și liniște. În alte părți nu se pot întâlni cum ne-am întâlnit noi și aseară, și ieri, și alaltă ieri în Sfintele Biserici. Și să nu ne fie frică a spune, da, și eu sunt creștin. Și sunt creștin și eu, să spun. Și Dumnezeu va avea grijă de noi. Ne va întări și de va fi vreme să mărturisim. El va mărturisi prin noi. Că a spus Domnul Hristos, nu vă temeți când veți fi aduși în fața oamenilor ce vă veți spune, pentru că eu vă voi da vouă o gură și Duhul Sfânt va fi Cel care va vorbi prin voi. El ne va întări în mărturisirea noastră, că oricine va mărturisi despre mine înaintea oamenilor, spune Domnul Hristos, și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri, dar nu doar la sfârșitul lumii, ci și aici. Și când noi aici mărturisim pe Dumnezeu, Fiul, Domnul Hristos îi spune lui Dumnezeu Tatăl, aceștia mă mărturisesc pe mine și eu mărturisesc că sunt ai mei. Mie mi-ai dat, sunt ai mei și eu ție ți-i dau. Cu această nădejde mare în Dumnezeu și în același timp cu această conștiință că suntem, da, suntem puțini, că strâmtă-i calea, îngustă este poarta care duce la viață și puțini sunt cei care află. Dar, zice Domnul Hristos întărindu-ne, nu te teme, nu te teme, turmă mică, pentru că vouă a binevoit Tatăl să vă dea nu împărăția acestei lumi, ci împărăția cea veșnică, împărăția Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, de care să ne facă Dumnezeu părtași pe noi, împreună cu toți aceia care din toate timpurile l-au mărturisit pe El ca Dumnezeu adevărat. Amin.